până la sfârșitul lunii noiembrie, practic chiar un pic mai devreme, putem spune că vom finaliza lucrările pe acele patru artere ale orașului care au creat destul de mult necaz și disconfort din cauza faptului că s-au lucrat pe aceste străzi. Mă refer la strada Lăcrămioarei, Coșcarul 1 decembrie și Înfățirii. Lăcrămioarei este deja finalizat, pe 1 decembrie se ridică capacele și urmează să fie vopsită strada, pe Coșcarul tot așa urmează să fie vopsită, pe Înfățirii se mai fac în aceste zile asfaltări. Deci, practic, până la sfârșitul lunii noiembrie, toate aceste străzi vor, în toate aceste străzi se va circula în condiții optime. Lucrări în acest moment pe teritoriul orașului avem în strada grădinarului și în strada grădinarilor și rândulicii. Una dintre aceste străzi este Japuță, ajutați-mă. Cum? Japuță. Adică, deci, oricum, nu. Deci sunt în zone care nu afectează circulația rutieră macro din oraș. Pe strada Tineretului mai lucrăm. În rest, am finalizat ceea ce ne-am dorit. În jur de 3,5 km s-a reasfaltat spre Sugaș Băi, s-a asfaltat și în Ciucului, s-au mai făcut mici reparații după ce au avut loc diferite intervenții ale celor de la apă, canalizare și gaze. Deci eu cred că o să intrăm în această iarnă fără a avea străzi desfăcute problematice și în primăvară vom putea continua cu alte străzi modernizarea orașului. Pe strada Ciucului. Au fost momente în această perioadă în care erau lucrări pe 50 de străzi concomitent în oraș. Multe erau de schimbare, de utilități și așa mai departe. Au fost momente în care cred că oamenii s-au săturat de primărie, de primar și de tot, când într-adevăr au fost foarte multe lucrări și poate nici noi nu am reușit să explicăm foarte bine că trebuia făcut în aceeași perioadă, pentru că era un program european și erau niște deadline-uri pe care trebuia să le ținem. Nu îmi pare rău că am făcut aceste lucrări, chiar dacă am fost înjurat de foarte multă lume, pentru că știu că am rezolvat o problemă a orașului pe care nu o puteam rezolva nici în 50 de ani dacă o făceam din fonduri proprii și trebuia să intervenim în fiecare an, oricum în 20-30 de locuri, că erau tot felul de scurgeri de apă, de gaze și așa mai departe. Deci eu cred că faptul că am mers pe această idee de a pune la punct tot ce înseamnă utilități în oraș, după care am reabilitat străzile, eu am spus că încetul cu încetul vor dispărea toate rânile de pe străzile orașelor și o să uităm probabil și de lucrările care au fost înainte. Dar e important ca tot ce este sub asfalt să fie în regulă, pentru că dacă nu, n-am făcut nimic.